Pe raza orașului Siret, un echipaj de poliție a oprit pentru control un autovehicul condus de un tânăr de 20 de ani. În interiorul autovehiculului se mai aflau două persoane, un minor de 17 ani și un tânăr de 18 ani. În urma verificărilor autovehiculului, în interior au fost identificate două canistre de 20 de litri fiecare de motorină și alte ustensile de sustrasă motorina din rezervoare. În urma activităților desfășurate de polițiști, s-a stabilit că cei trei suspecți au sustras dintr-un autocamion motorina găsită în interiorul autovehiculului. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, urmând a se lua măsurile legale ce se impun în cauză.